Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare susține că va oferi ajutorul necesar țării noastre să depășească dificultățile din sectorul financiar bancar. Decizia a fost luată de conducerea BERD la o întâlnire cu premierul Valeriu Streleț. Șeful executivului a apreciat înalt rolul BERD în dezvoltarea proiectelor investiționale din Republica Moldova. În context, prim-ministrul a menționat și importanța dezvoltării infrastructurii pentru o economie sustenabilă, precum și a consolidării sistemului financiar bancar al țării, prin atragerea investitorilor cu renume și transpunerea bunelor practici de administrare și dezvoltarea afacerilor conform standardelor internaționale. Guvernul pe care îl conduc nu doar declară, dar și întreprinde pași concreți pentru a avea o colaborare eficientă cu partenerii de dezvoltare, a subliniat Valeriu Streleț. La rândul lor, oficialii BERD au reconfirmat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova în promovarea investițiilor, precum și de a acorda consultanța necesară asigurării dezvoltării economice și îmbunătățirii condițiilor de dezvoltare a afacerilor în țara noastră. Totodată, reprezentanții BERD au menționat importanța negocierilor pe marginea noului program de colaborare a Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional, consolidării sectorului bancar și asigurării integrității justiției. Oficialii au exprimat disponibilitatea BERD de a acorda expertiza și asistența necesară în acest sens. La cel mai mare concurs de vinuri din spațiul asiatic, Asia Wine Trophy 2015, 10 vinuri moldovenești au fost premiate cu medalii de aur și argint. Evenimentul a avut loc la sfârșitul lunii august în orașul Daejeon, Coreea de Sud. La concurs, vinurile au fost degustate și evaluate de 117 membri ai juriului din 20 de țări. Vinurile din Moldova care ne plasează în topul celor mai mari națiuni vinicole sunt Carpe Diem Fetească Regală 2014, medalie de aur, Carpe Diem Fetească Neagră 2013, medalie de aur, Vineria Dac Riesling 2014, medalie de aur. Tot medalie de aur, Merlot 2013 de la Key Vintage, Ilie Gogu, Winery, Pastoral 2011, medalie de aur și Equinox Merlot 2011, medalie de aur. Cricova Crisecco, medalie de argint, Cricova Prestige Rosé 2014, medalie de argint, Ascon Riesling 2014, medalie de argint și Bostovandor Alb 2014 au obținut la fel medalie de argint. Cu ocazia aniversării celor 25 de ani de la formarea așa numite Republici Moldovenești Transnistrene, înalți funcționari de stat din Federația Rusă au dat citire mesajelor de felicitare ale Valentinei Matvienko, președintele Consiliului Federației Ruse, și Serghei Narâșkin, președintele Dumei de Stat. Mesajul de felicitare al Valentinei Matvienko a fost citit de Igor Morozov, membru al Consiliului Federației Ruse. 25 de ani în urmă ați făcut o alegere pentru care și-au dat viața peste 800 de eroi. Noi în Rusia urmărim atent cum se dezvoltă statalitatea Republicii Transnistrene. Noi vedem cum treptat se nasc instituții democratice, cum se desfășoară alegerile. Aveți un legislativ care adoptă legi și un președinte ales de popor, se spune în mesajul lui Matveienko. Mesajul de felicitare al lui Serghei Narâșkin a fost transmis de deputatul Dumei de Stat din Rusia, Roman Hudiakov. Pe parcursul anilor, PMR a făcut o serie de pași importanți spre fortificarea dezvoltării socioeconomice, apărând dreptul la pace și independență. Locuitorii Transnistria apără cu grijă tradițiile și multiplică succesele obținute în cale în cele mai diverse domenii, a transmis Narâșkin. Facultatea de litere din cadrul Universității de Stat din Republica Moldova urmează să fie reorganizată în următorii ani din cauza numărului redus de studenți. Decanul facultății Claudia Ciamârtan a declarat pentru presă că din cauza numărului mic de studenți, facultatea de litere ar putea fi comasată cu facultatea de limbi și literaturi străine. Până în anul 2017, facultatea nu va fi comasată, însă este prevăzut ca ulterior aceasta să facă parte din cadrul facultății de limbi și literaturi străine, dacă numărul studenților înmatriculați va fi în scădere, a spus Ciamârtan. Potrivit decanului facultății, anul acesta au fost înmatriculați 95 de studenți, dintre care 75 cu frecvență la zi, iar 20 cu frecvență redusă. În prezent, aici își fac studiile peste 300 de studenți. Din anul 1946 și până în prezent, Facultatea de Litere a fost reorganizată de câteva ori. Inițial, aceasta era parte componentă a Facultății de Istorie și Filologie. După o reorganizare a structurilor universitare, în 1962 a fost înființată Facultatea de Filologie, iar în anul 1993 a fost redenumită în Facultatea de Litere. Ultimele două garnituri modernizate la Pașcani vor fi repuse în circulație în curând, însă vor avea un alt traseu decât cel pe care au mers până la scoaterea lor de pe linie. Unul va merge pe linia Chișinău-Odesa, iar ultimul pe direcția Chișinău-Iași. O declarație în acest sens a fost făcută de ministrul transporturilor Iurie Chirinciuc pentru portalul deschide.md. Ministrul urmează să se întâlnească vineri cu reprezentanți ucraineni, cu care va semna un acord în acest sens. După asta, cred că în decurs de câteva zile garnitura numărul 3 va începe să circule pe traseul Chișinău-Odesa, spune ministrul. Cât despre trenul care va trece frontiera
moldo-română Iurie Chirinciuc zice că abia săptămâna viitoare se va întâlni cu partea română pentru a stabili detaliile tehnice, iar relansarea cursei propriu-zise ar mai putea dura câteva zile sau chiar săptămâni. Primele două trenuri modernizate au fost repuse în circulație în a doua jumătate a lunii august pe traseul Chișinău-Ungheni și Chișinău-Ocnița. Trenurile diesel și-au întrerupt activitatea în luna martie 2014 din cauza câtorva incendii. Trenurile au fost renovate în România. Protest în fața ambasadei Azerbaidjanului la Chișinău. Mai mulți ziariști din Republica Moldova au cerut eliberarea jurnalistii de investigație Khadija Ismailova, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare de un tribunal din Baku. Aceasta a fost acuzată de evaziune fiscală și abuz de putere după ce a scos la iveală mai multe cazuri de corupție ce se referă la afacerile dubioase ale președintelui Azer. Solidar cu jurnalista Khadija Ismailova, ziariștii moldoveni s-au legat la gură cu banderulă negre și au protestat în fața ambasadei Azerbaidjanului în capitala noastră. Totodată, manifestanții au inscripționat pe pancarta mesaje în care au cerut eliberarea ziaristei Azere. Misiunea diplomatică nu a comentat acțiunea de protest. Manifestanții au declarat că vor continua protestele și în următoarele zile. Khadija Ismailova, care lucrează pentru filiala Europa Liberă din Azerbaidjan, a fost învinuită de calomnie, evaziune fiscală, activități economice ilegale și abuz de putere, dar și determinare la suicid. La rândul său, jurnalista susține că toate acuzațiile sunt lipsite de temei. Mai mult, în ultima locuțiune în instanță, Ismailova a declarat că alături de ea pe banca acuzațiilor trebuie să stea președintele Azerbaidjanului.